La centrul mamei și copilului din capitală, sângele este depozitat în frigidere în care sunt păstrate de obicei produsele alimentare. Este tot monitorizată temperatura, că este termometru, arată temperatura ecutanță, plus 6 care conform instrucțiunii. Produsele sanguine sunt păstrate în aceste frigidere, chiar dacă sunt funcționale, ele au mai mult de 20 de ani și nu corespund cerințelor. Iată așa trebuie să arate de fapt frigiderele în care sunt depozitate componentele sanguine pentru transfuzie. Temperatura este monitorizată pe acest ecran, iar o eventuală pană de curent poate fi observată datorită diagramei. Colegii din banca de sânge recepționează sânge de la pacient și pregătesc probele individuale pentru pacientul care merge mâine la intervenție chirurgicală. Adică bolnavul de mâine, deja componentul sanguin este pregătit pentru el de astăzi, este făcută proba individuală. De echipament modern vor beneficia instituțiile medicale din municipiile Chișinău și Bălți, precum și cele din raioanele Hâncești, Orhei, Ungheni, Căușeni, Ștefan Vodă și altele. Echipamentele de laborator, cum ar fi analizatoare hematologice, analizatoare de coagulograme, analizatoare de realizare a compatibilității sanguine prin tehnologie de ultimă oră, ceea ce ar da posibilitatea medicului de a oferi componentul potrivit situației potrivite. Proiectul prevede și instruirea asistenților medicali și are un buget de 1,6 milioane de euro. Banii vor fi acordați de Crucea Roșie, Ministerul Sănătății și autoritățile publice locale.